un șofer din Brașov ne-a sesizat la redacție cu privire la modul în care doi tineri au încercat să facă rost de bani zilele trecute în parcarea unui supermarket din oraș. Bărbatul i-a explicat reporterului brașovtv.com modul de operare. Erau doi tineri, o femeie și un bărbat, care consumau băuturi răcoritoare în parcare, cu paharele puse pe capota autoturismului lor. Eu am vrut să parchez mașina, am trecut pe lângă a lor, am coborât, iar în timp ce mă îndreptam spre magazin, m-au strigat pe motiv că le-aș fi lovit autoturismul. Aveau pe mașina lor o porțiune fără vopsea și au susținut că eu le-aș fi avariat-o în momentul în care am deschis ușa mașinii mele. Nici vorbă însă. Ca să dovedesc că am mai deschis ușa odată, să le arăt că distanța era mult mai mare. Văzând că nu reacționez, voiau, cred eu, să ne înțelegem contra unei sume de bani, m-au înjurat. Și nu doar pe mine, ci și pe amicul cu care eram atunci. M-am îndepărtat și am reușit să le fac o fotografie, să afle lumea și să nu dea bani. A explicat în exclusivitate pentru brașovtv.com sub rezerva anonimatului un șofer din Brașov. Potrivit martorilor, nu este primul astfel de caz din județ. Polițiștii brașoveni au început verificările după ce un șofer din Brașov ne-a sesizat la redacție cu privire la modul în care doi tineri ar fi încercat să facă rost de bani zilele trecute în parcarea unui supermarket din oraș. O femeie și un bărbat au încercat să facă rost de bani sub pretextul că mașina le-ar fi fost lovită de autoturismul condus de șoferul care le-a prezentat cazul reporterilor Brașov TV. Văzând că nu reacționez, voiau, cred eu, să ne înțelegem contra unei sume de bani, m-au înjurat. Și nu doar pe mine, ci și pe amicul cu care eram atunci. M-am îndepărtat și am reușit să le fac o fotografie, să afle lumea și să nu dea bani, a explicat șoferul din Brașov pentru brașovtv.com. Secția de urologie a Spitalului Tractorul a fost complet modernizată. Lucrările au durat 6 săptămâni și au fost realizate de peste 100 de voluntari de la firma Casper Development. Pentru angajații companiei, participarea la acest proiect a fost ca un team building. Au muncit câte 4 ore pe zi fetele și 8 ore bărbații pe șantier. A existat o sugestie în interiorul nostru de a dona team building-ul propriu în folosul comunității. Așa s-a născut această idee de voluntariat la acest spital. O lucrare care în mod normal ar fi durat 6 luni de zile, cu un buget care pe o cale oficială ar fi însemnat de 4 ori mai mult. Au fost treabă foarte mult, pentru că e o lucrare de reabilitare, când se desface nu știi cu ce te întâlnești. De obicei lucrurile de reabilitare sunt mai, o leacă mai complex decât o lucrare normală. Colegii mei care au fost plecați la pauza de masă și au venit în întârziere, au primit drept pedeapsă flotări. I-am filmat, i-am pedepsit și au făcut flotări în funcție de cât timp au întârziat. Cu ajutorul venit din mediul privat, un întreg etaj de la Spitalul Tractorul a fost reabilitat. Condițiile pentru tratarea pacienților vor fi de acum net superioare. Întrucât nu deține dreptul de proprietate asupra clădirii, Consiliul Județean Brașov nu putea să investească în infrastructura de aici. Când un dezvoltator privat bagă bani în sănătate benevol, te lasă fără cuvinte. Meritul este al acestor minunați oameni care au făcut ca în 6 săptămâni o clădire veche, o clădire nefuncțională, o clădire care nu s-a mai renovat de 10 ani, să arate după cum vedeți. Cum arată? Nu pot să spun. Este fantastic, este extraordinar. Nici măcar într-o clinică privată nu am văzut o asemenea lucrare de calitate. Beneficiarii adevărați ai acestui proiect sunt pacienții noștri. În al doilea rând, suntem noi, medici, asistente, infirmiere, toți care lucrăm aici. Dotarea cu aparatură și mobilierea spațiilor reabilitate va fi realizată cu banii Consiliului Județean Brașov. Investiția firmei private Casper în această unitate medicală a fost de aproape 60.000 de euro. Ziua Internațională a Educației Copiilor Nevăzători a fost marcată astăzi la Centrul de Zi pentru Nevăzători Rază de Lumină din Brașov. Un pedagog francez este cel care a înființat prima școală pentru nevăzători din lume la Paris în anul 1784. Astăzi, la evenimentul organizat la centrul în care învață persoane cu deficiențe de vedere, au luat parte atât beneficiarii programelor în derulare, cât și autoritățile locale. Cu certitudine, în urma finalizării pregătirii, mulți dintre ei vor reîntoarce societății atenția și interesul ce le-a fost acordat la un moment dat și
Sunt sigur că vor reuși să transmită și generațiilor viitoare ceea ce au învățat și ei. Este un moment prin care am dorit să fiu prezent, un moment în care i-am asigurat de tot sprijinul nostru, de toată implicarea noastră. Revin aici cu foarte multă emoție, știu că sunt foarte mulți beneficiari, foarte multe persoane care sunt legate sufletește de această zonă, iar datoria noastră autorităților locale este de a crea condiții și de a găsi soluții pentru a le veni în sprijin. La centrul de zi pentru nevăzători, rază de lumină, copiii și tinerii cu vârste de până la 18 ani participă la activități în care învață să utilizeze calculatoarele, fac exerciții de ergoterapie și de vorbire, dar învață și alfabetul Braille. Îi sprijinim pentru școală, pe cei care merg la școală, facem un fel de grădiniță pentru cei mai micuți, îi sprijinim să își dezvolte simțul tactil, orientarea în spațiu, orientarea în plan și apoi să învețe scrierea și citirea în braille. Învățăm cu beneficiarii, sau mai bine zis, învață ei cu ajutorul nostru de la a utiliza tastatura până la explora în Windows și naviga pe internet. În județul Brașov sunt 2186 de adulți cu dizabilități vizuale și 60 de minori cu deficiențe de vedere. Construirea unui cartier rezidențial de blocuri pe locul unui camping a strânit valuri de nemulțumiri în rândul săcelenilor. La dezbaterea publică ce a avut loc vineri în Săcele, primarul a părut neputincios și fără răspunsuri la întrebările localnicilor pe tema dezbătută. După 10 de minute în care primarul Virgil Popa nu a dat niciun răspuns concret cu privire la problema construirii blocurilor, acesta a dorit să părăsească sala de ședință, spunând că vor rămâne reprezentanții primăriei pentru a răspunde în continuare la întrebările cetățenilor. Nu o să stai eu la dezbatere, să fim sinceri ca primar. Sigur că investitorul explică, dumneavoastră aveți discuții cu el, sunt colegii de la urbanism, da? Și sigur să vedem dacă se ajunge sau nu la un punct comun. Dacă nu, nu, nicio problemă. Revoltați de atitudinea primarului, localnicii au încercat să-l rețină pe acesta, cerându-i explicații. Două secunde. Eu sunt supărat. Ascultați-mă un pic. Aceste cartiere sunt de ani de zile acolo. Inclusiv Anele Bunloc, camping Apă Rece. Eu mă mir că n-ați fost atât de supărați până acum 2 ani. A fost un primar. Locuitorii din Săcele nu sunt deloc încântați de proiectul pe care primarul lor dorește să-l dezvolte fără acordul lor. Nu știu dacă părerea mea este luată în seamă sau este luată în considerare. În cazul în care? Aș prefera ca zona să-și păstreze statutul și puzul actual, care este destinat pentru case de locuință și ar fi foarte frumos să rămână așa. Locuim de 2 luni aici, stăm cu chirie, deocamdată noi nu am primit niciun fel de informare scrisă, dar sincer am plecat din București, am venit aici pentru liniște, deci răspunsul este nu sunt de acord. Nu este ok, pentru că efectiv și canalizarea pe care o avem, noi avem probleme cu canalizarea, când sunt ploi foarte, foarte puternici, abundente, jos în vale unde vedeți un pic, 5 acasă mai în jos, se strânge apă. Imaginați-vă și dumneavoastră, deci la DN1 vor fi un puhoi de blocuri înalte și după blocurile înalte, cartier de case, de locuințe. Contactat telefonic, Virgil Popa nu a dorit nici de această dată să ofere explicații cu privire la acțiunile sale. Linia apelată este momentan ocupată. Vă rugăm reveniți. Voi răspunde în fața Marii Adunări Naționale și a reprezentanților clasei muncitoare. Și cu asta am terminat. Virgil Popa a preferat să se numească a fi un intermediar între localnici și investitor, nici de cum un reprezentant al celor care l-au votat, lucru ce i-a revoltat și mai mult pe cei prezenți. Consilierii primăriei din opoziție urmăresc cu atenție subiectul dezvoltării imobiliare. Aceștia au participat la ședința publică pentru a lua pulsul comunității, pentru a vedea care sunt obiecțiile locuitorilor, dar și cum arată proiectul propus de dezvoltator. Reprezentanții opoziției îi asigură pe săceleni că pot conta pe implicarea lor și pe faptul că verifică legalitatea acestui proiect.
Un bărbat a luat decizia radicală de a face greva foamei după ce, spune el, statul îl neîndreptățește. După ce a fost plecat din țară timp de 3 ani și jumătate să lucreze în Olanda cu contract de muncă, acesta susține că a rămas fără pensia de revoluționar pe care o primea lunar, el fiind membru de onoare al asociației 15 noiembrie 1987. Eu mi-am pierdut tot. Eu stau într-o locuință socială în Brașov pe Lănii. N-am, dacă mai are un pic, să-mi ia și casa. În rest mi-au luat tot. Casa este pendule dumneavoastră? Da. Am vorbit și cu domnii de la jandarmerie, nu e o nicio problemă. Poate dacă frigul o să mă împingă prin mâine dimineață înapoi, oricum nu o să intru. Deci nu o să încep nici măcar o felie de pâine să mănânc până nu-mi rezolv treaba. În caz de morți, de se întâmplă ceva așa, cineva o să mă pomenească. O să-și dea seama că a greșit. Bărbatul protestează de ieri și a spus că va continua să stea în fața prefecturii până când se va face dreptate. Final fericit pentru unul dintre cele mai importante obiective turistice din municipiul Brașov. Până la începutul anului viitor, cetatea Brașovului va reintra în proprietatea și administrarea primăriei. După 3 ani de procese cu societatea Aropalas, monumentul a ajuns în urma unei decizii executorii a instanței la statul român. Municipalitatea susține că va reabilita monumentul, iar apoi îl va reintroduce în circuitul turistic. Asta întrucât cetatea este închisă vizitatorilor de aproape 4 ani. Avem comunicare cu Ministerul de Finanțe, am derulat toate procedurile, am primit în sfârșit adresa de la Ministerul de Finanțe pentru a derula procedura în baza adresei pe care am făcut-o acum o lună și jumătate, să emitem hotărâre de Consiliu Local. Pentru ca Brașovul să intre efectiv în posesia monumentului istoric, guvernul trebuie să aprobe o hotărâre prin care cetățuia să treacă din domeniul public al statului în administrarea și proprietatea municipiului. Direcția de Asistență Socială din Brașov derulează de astăzi campania de acordare a pachetului cu alimente pentru suflet. Astfel, în perioada 15 noiembrie-31 decembrie, beneficiarii se pot prezenta la sediul instituției pentru a ridica cele 5 tichete în valoare totală de 50 de lei, care pot fi folosite însă doar pentru achiziționarea de alimente. În acest sens, Direcția de Asistență Socială face următoarele precizări. Documentele de identitate și cupoanele de pensie ale persoanelor îndreptățite să primească pachetul cu alimente pentru suflet trebuie prezentate atât în original cât și în copie. De asemenea, documentul de identitate al persoanei împuternicite pentru ridicarea tichetelor în cazul persoanelor nedeplasabile trebuie prezentat atât în original cât și în copie. Documentele medicale care atestă statutul de nedeplasabil trebuie prezentate doar în copie însă. Persoanele îndreptățite să beneficieze de tichetele sociale sunt pensionarii cu domiciliile stabile în municipiul Brașov, cu vârstă de minim 63 de ani femeile și de cel puțin 65 de ani bărbații, ale căror pensii sunt de până la 1000 de lei inclusiv. Aplicație pentru promovarea municipiului nostru. Brașov Travel Guide face parte din proiectul Smart Cult și are ca obiectiv promovarea unor valori și simboluri locale de importanță la nivel național. Pe lângă monumentele istorice, prin această aplicație, turistul poate descoperi 68 de alte obiective turistice. Am organizat un eveniment intitulat Ziua Jocului Brașoveanca pentru că ne-am gândit că un simbol al comunității brașovene și de fapt un simbol al identității culturale românești este Jocul Brașoveanca, chiar dacă puțin știu că acest joc este originar din șcheie Brașovului. Aplicația este disponibilă pe Google Play și pe iOS. Permite exploatarea zonei turistice a Brașovului prin intermediul a 3 trasee culturale. Proiectul are o valoare totală de aproape 100.000 de lei. Singuri, bolnavi, neglijați sau chiar abandonați. În astfel de ipostaze se află mulți bătrâni din municipiul Brașov. Autoritățile vin în ajutorul bunicilor și străbunicilor noștri. Cum? Primăria vrea să le dăruiască celor mai în vârstă 100 de brașoveni dispozitive prin care aceștia pot apela o linie specială în cazul unor urgențe. Butonul roșu este o aplicație activă deja în mai multe județe ale României. Proiectul presupune achiziționarea unui kit care include o brățară din silicon, un abonament lunar de teleasistență și un telefon mobil cu taste mari, luminoase. Practic, prin apăsarea unui buton roșu de pe brățară, se va iniția un apel la linia telefonică specială. Acest sistem este gândit pentru a crește siguranța acestor persoane. Sunt multe persoane în vârstă care o mare parte din timp
îl petrec fără niciun apropiat, fără familie. Familia este la muncă și atunci acest sistem le va asigura posibilitatea să contacteze printr-o simplă apăsare de buton un operator care să îi sprijine. Nu m-ar ajuta. Dumnezeu și Maica Domnului ne ajută. Nu ne ajută butoanele dacă nu ne ajută cel de sus. Nu telefon. Poate să fie decât foarte bună, domnule. Mă bucur dacă a avut cineva ideea asta și mai mult mă bucur dacă se materializează, domnule. Valoarea totală a proiectului este de aproape 80.000 de lei. Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul stabil în municipiul Brașov și un venit lunar mediu sub 1.000 de lei. Festivalul Etnovember revine la Brașov în acest weekend. Cea de-a 21-a ediție a evenimentului începe sâmbătă de la ora 13 la aula Universității Transilvania. În cadrul festivalului, brașovenii, dar și turiștii pot participa la expoziții inedite, la evenimente dedicate copiilor, dar și la concerte. Un moment special dedicat centenarului Marii Uniri va fi susținut de trupa Trei Parale. Este o trupă deosebită în peisajul muzicii semi-tradiționale, dar și inovative românești. Sunt patru tineri care cântă la instrumente vechi, de la daierea, la caval și la varii fluiere. La categoria expoziții avem câteva expoziții foarte importante. Una dintre ele este rezultatul unui workshop internațional de design între Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Inginerie a Lemnului și New Design University din St. Polten din Austria. Pentru mine acest festival reprezintă un prilej de bucurie, un prilej de a-mi întări relațiile cu colegii mei, de a lega noi prietenii, de a descoperi noi manifestări artistice. Programul complet al festivalului Etnovember poate fi consultat pe site-ul Universității Transilvania. Bugetul alocat evenimentului este de 65.000 de lei. Salariul rămâne și în 2018 principalul criteriu în funcție de care românii își aleg cariera, angajatorul și chiar orașul în care vor să locuiască și să lucreze. Media salarială la nivel național crește proporțional cu numărul angajatorilor existenți în fiecare oraș, cu industria din care fac parte, dar și cu amploarea acestora, conform unui studiu de specialitate. Bucureștiul, centrul financiar și de business al țării, este nu doar cel mai mare angajator din România, ci și cel care oferă cele mai bune salarii pentru candidați. Astfel, câștigul mediu net din capitale este de 2.723 de lei pe lună. Următorii în topul celor mai bine plătiți angajați din România sunt, conform studiului realizat de platforma de recrutare eJobs România, cei din Cluj, care încasează lunar în medie 2.664 de lei. La scurtă distanță de aceștia se află angajații din Timiș, care raportează o medie a veniturilor de 2.656 de lei. Județele mai mici din vestul și din centrul țării vin cu următoarele cifre la capitolul medie salarială: Alba 2591 de lei pe lună, Harghita 2539 de lei și Brașovul și Sibiul cu câte 2513 lei. Locuitorii orașului Brașov, care își conduc rudele sau cunoștințele pe ultimul drum, au din această toamnă o capelă și o casă rece modernizată. Instalația de climatizare a fost schimbată, iar în locul mozaicului s-a pus gresie. Anul acesta, firma care administrează cimitirul s-a mobilizat, a făcut o investiție destul de importantă, de aproximativ 340.000 de lei și a reabilitat atât capela, casa rece și întreaga zonă, iar municipalitatea a asfaltat toate aleile din cimitirul municipal. Reprezentanții cimitirului municipal nu i-au neglijat nici pe cei cu dizabilități și au fost amenajate pentru aceștia rampe de acces, de asemenea au fost renovate și grupurile sanitare. În cursul acestui an au fost renovate și clădirile administrative, în care au fost amenajate toaletele și vestiarele pentru angajații serviciului. Monument ridicat în premieră națională la Brașov. În curtea Bisericii Sfântul Nicolae din Schiei Brașovului a fost dezvelit la începutul săptămânii bustul diaconului bisericesc Coresi. Fiindcă Dumnezeule
Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Acesta este primul bust din România dedicat celebrului cărturar român. Statuia a fost realizată în totalitate din bronz de artistul brașovean Radu Cioban. Calitatea bronzului este foarte bună. Acum depinde. Partea de pregătire este mai complicată, adică schițe, proiecte și când ai foarte bine proiectul în creier, lucrarea devine destul de ușor de făcut. Dar partea de pregătire e foarte complicată. Pregătire psihică. Prima statuie dedicată lui Coresi, cu adevărat statuie, pentru că comuniștii ne-au mai dat o statuie Coresi care nu seamănă deloc cu Coresi și nu corespunde absolut deloc cu simbolul Coresi și o ținem ca statuie, dar noi punem inscripția pe ea pentru că nu seamănă cu Coresi și nu corespunde adevărului istoric. Diaconul Coresi a fost traducător și meșter tipograf. Rămâne editorul primei cărți tipărite în limba română. A editat de-a lungul vieții aproape 40 de titluri de carte, care au fost tipărite în sute de exemplare. Astăzi este ziua informării preventive. Avem și noi niște cliente pentru dumneavoastră. Mulțumim! Da. În caz de incendiu, în caz de... Copil pe săptămână de România. Da. De improvizații în casă. Cu coșurile de fum, dacă stați la casă, trebuie curățate. Stăm la casă, dar avem centrală pe gaz. Dar e ok. Trebuie făcut revizie atunci. De ziua informării preventive, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Brașov au desfășurat o campanie de informare sub sloganul Preveniți ghinionul. Locuitorii din orașul de la Poalele Tâmpei au fost informați cu privire la pericolele la care se expun în cazul în care nu respectă măsurile și regulile în situații de urgență. Astfel, în parcarea unui hipermarket, reprezentanții ai ISU au discutat cu cei aflați în zonă și au împărțit pliante cu informații. E foarte bună, e foarte bună că ați văzut câte se întâmplă, nu? E chiar foarte indicată, că peste tot, nu vedeți, și cu pietoni și cu orice, e bună, orice informație e bună. Informațiile le știam, am mai avut la școală ore educaționale în caz de incendiu sau în caz de cutremur. Și noi tot așa am avut la școală, am făcut instructaje, deci în cazul de dezastre, să zicem așa, știm ce să facem. Ziua informării preventive este marcată la nivel european în fiecare an, în data de 13 noiembrie. Ca urmare a numărului mare de incendieri a vegetației uscate din anii precedenți, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului au luat o serie de măsuri drastice. În ceea ce privește arderea miriștilor, vegetațiilor, stufărișilor, va duce la conștiință că este strict interzisă, iar atât persoanele fizice cât și juridice deținători de terenuri, da, vor primi amenzi drastice, între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoane fizice, între 25.000 și 50.000 pentru persoane juridice. În ceea ce privește ariile naturale protejate, arderea vegetației fără acordul autorității de terenuri reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an și cu o amendă penală între 30.000 și 60.000 de lei. Singura situație în care este permisă arderea este atunci când se impune o măsură de carantină fitosanitară sau pentru prevenirea răspândirii bolilor și a dăunătorilor specifici. 15 noiembrie 1987, ziua care a marcat, practic, istoria românilor. Acum 31 de ani, muncitorii de la uzina Steagul Roșu Brașov se revoltau împotriva sistemului comunist. Erau primii români care aveau curajul să-și strige nemulțumirile în plină stradă. În dimineața zilei de 15 noiembrie, 300 de brașoveni au plecat în marș de la uzină. Au ajuns peste 5.000 în fața județenei de partid de la acea vreme, sediul actualei prefecturii. Zeci de brașoveni au fost persecutați de securitate după acele evenimente. Între timp, mulți dintre ei și-au pierdut viața. În fiecare an, la Troița, din fața Spitalului Județean, au loc momente de comemorare. Revolta anticomunistă de la Brașov este evenimentul politic major care a anunțat practic prăbușirea iminentă a comunismului în România. Am uzina tractorul și am văzut toate evenimentele, am fost alături în zona respectivă, dar nu în județeana de partid, cum au fost marea majoritate, și efectiv m-am implicat sufletește alături de ei. S-a declanșat de la schimbul 3,
ieșirea, pe faptul că nu se plătise salariile. Băieții au ieșit în fața uzinei, a chemat și pe secretarul de partid de la vremea respectivă. Din păcate, idealurile noastre, ceea ce am vrut noi să obținem în 1987, nu s-au îndeplinit. Uite că iar ne pleacă oamenii în străinătate, avem și noi aceleași lipsuri, libertățile ne sunt cam încălcate. Noi avem obligația ca pentru cei care au plecat dintre noi să păstrăm un moment de recunoștință, iar în același timp să avem aprecieri pentru cei care sunt printre noi și cei care în acele momente au avut curajul de a protesta. După revolta de acum 31 de ani, 61 de persoane au fost condamnate și deportate. Anul trecut a fost lansat filmul documentar Brașov 1987, 2 ani prea devreme.